Frank Baum, Viața și aventurile lui Moș Crăciun. Maturitatea. Capitolul 12. Primul pom de Crăciun. Moș Crăciun și-a ținut mereu promisiunea făcută cnuchilor de a se întoarce cu renii până în zori, dar asta se datora doar iuțelii renilor săi, pentru că moșul străbătea lumea în lung și în lat. Îi plăcea la nebunie munca sa, la fel cum se dădea în vânt și după călătoria lor nocturnă cu Sania și clinchetul vesel al clopoțeilor. În prima lui plimbare cu cei 10 reni, doar Glossie și Flossie purtaseră clopoței, dar timp de 8 ani la rând de atunci, Moș Crăciun duse daruri copiilor regelui Gnom, iar suveranul cu inimă blândă îi dărui de fiecare dată câte o pereche de clopoței, așa încât în cele din urmă, toți cei 10 reni ajunseră să poarte clopoței și cred că vă puteți imagina ce sunet melodios scoteau clopoței, în timp ce Sania gonea peste zăpezi. Ciorăpeii copiilor erau atât de lungi, încât era nevoie de o groază de jucării ca să le umple, așa că Moș Crăciun descoperi curând că mai existau și alte lucruri care erau pe placul copiilor în afară de jucării. Așa se face că trimise câteva zâne prietenele lui bune la tropice, de unde aduseră o mulțime de saci plin cu portocale și banane pe care le culeseseră din copaci. Alte zâne zburară în minunata vale Funnyland, unde în copaci creșteau din plin dulciuri și bomboane delicioase și de unde se întoarseră cu cutii imense de bunătăți pentru copii. În fiecare an, în ajunul Crăciunului, moșul umplea ciorăpeii cu ele, adăugând și jucării, și puteți fi siguri că micuții se bucurau nespus de mult când dădeau peste ele. Desigur că există și țări calde unde iarna nu e niciun pic de zăpadă, dar Crăciun și renii lui le vizitau și pe acestea la fel ca și pe țările reci, căci în tălpile săniei erau niște rotițe mici, putând astfel să se miște cu ușurință atât pe uscat cât și pe zăpadă. Copiii care locuiau în țările cele mai îndepărtate învățară și ei numele lui Moș Crăciun, la fel de bine ca și cei care locuiau lângă Valea Râsetelor. Odată, exact când renii se pregăteau să plece în călătoria lor anuală, o zână veni la Crăciun și povesti despre trei copilași care locuiau într-un cort amărât făcut din piei, undeva într-o câmpie unde nu exista niciun fel de copac. Micuții aceia erau nefericiți și săraci, căci părinții lor erau niște oameni cu suflet rece cărora nu le păsa de ei. Crăciun hotărâ să-i viziteze pe cei trei micuți chiar înainte să se întoarcă acasă și în timpul călătoriei luă cu el vârful stufos al unui brad pe care vântul îl dăduse jos și îl puse la el în sanie. Era aproape dimineață când renii se opriră în fața adăpostului sărăcăcios unde copiii dormeau duși. Crăciun înfipse de îndată bradul în nisip și prinse de crengi o droaie de lumânărele. Apoi agăță în brad câteva jucării frumoase, la care adăugă și câțiva săculeți cu dulciuri. Nu-i trebuie mult timp să facă asta, căci Moș Crăciun lucra cu repeziciune, iar când totul fu gata, aprinse lumânările și vârând capul în cort, strigă Crăciun fericit, micuților! Spunând acestea, sări în sanie și dispăru înainte să poată fi văzut de copiii care ieșiseră să vadă cine strigase. Vă dați seama ce bucurie și ce uimire pe capul copiilor când au dat cu ochii de pom, de luminile strălucitoare ce luminau cu putere în întuneric, de jucăriile atârnate care i-au făcut fericiți an la rând de atunci, se prinseră de mâini și dansară în jurul pomului, strigând și râzând cât îi ținu gura. Cât despre părinții lor, ieșiră și ei să vadă minunea și să se mire, iar de atunci încolo învățară să-și iubească copiii și să aibă mai multă grijă de ei, căci Moș Crăciun îi binecuvântase cu asemenea daruri minunate. Crăciun fu încântat de ideea unui pom de Crăciun, așa că anul următor a luat o mulțime de pom cu el în sanie pe care îi așeza în casele celor foarte săraci, care rare ori vedeau pom de Crăciun și le împodobea crengile cu lumânărele și jucării. Desigur că n-avea cum să lase câte un pom în fiecare casă care ar fi avut nevoie de unul, dar în unele dintre ele tații făceau singur rost de brazi și îi pregăteau pentru Moș Crăciun când avea să-i viziteze. Iar la vederea lor,
Moșul cel bun îi împodobea pe dată cu jucării agățate de crengile lor pentru toți copiii ce aveau să vină să vadă pomul luminat. Toate aceste idei noi și felul generos în care erau puse în aplicare îi făcură pe copii să aștepte cu nerăbdare noaptea aceea din an, când Moș Crăciun avea să-i viziteze, iar cum așteptarea era una plăcută și liniștitoare, micuții se întrebau cu cea mai mare bucurie ce avea să se mai întâmple la următoarea vizită a moșului. Vă mai aduceți aminte de baronul Brown, cel rău, care l-a alungat odată pe Crăciun de la castelul lui și a interzis să-i mai viziteze copiii? Ei bine, la an bun după acea întâmplare, când baronul cel bătrân murise, iar fiul lui îi luase locul, noul baron Brown veni acasă la Crăciun cu întregul său alai de cavaleri de paji, de slujitori și descălecând de pe cal, se înclină umil în fața prietenului tuturor copiilor. Tatăl meu nu ți-a recunoscut bunătatea și valoarea, spuse el, și tocmai de aceea te-a amenințat cu spânzurătoarea de zidurile castelului, dar am și eu copii care tânjesc după vizita lui Moș Crăciun și de aceea am venit să te implor să-i bucur la fel ca și pe ceilalți copii. Crăciun fu nespus de încântat să aud asemenea cuvinte, deoarece castelul Brown era singurul loc pe care nu-l vizitase niciodată. Așa că făgădui bucuros să ducă daruri copiilor baronului la următorul ajun al Crăciunului. Baronul plecă pe deplin mulțumit, iar Crăciun își ținu cu credință promisiunea. Și uite așa a cucerit omul acesta inimile tuturor prin bunătatea lui și nu e lucru de mirare că era veșnic vesel și fericit, căci nu era casă în lumea întreagă unde să nu fi fost mai bine primit decât un rege.